Bine am ajuns la un episod de Minecraft Departed cu domnul Voinea. Spune salut domnule Voinea. În ultimul episod, practic am fugit de acasă, l-am lăsat pe Voinea cu ferma să moară de la Elcanie. Și am ajuns în pământul ăsta, depărtat de lume, care nu mai e savană, chiar dacă mai sunt niște monstruiești pe aici, ăștia se spawnează de la savana, are căcat. Dar am ajuns într-o zonă, efectiv, care nu mai e savană. Ea e aproape savană. Încep să scap de ea. Mi-am făcut un fel de un mic buncărel aici cu un chest, care am mai strâns niște mâncărică, niște căcaturi. Mi-am făcut aici un crafting buci și mai lag din când în când că se mai laudează ceancuri care, da, server. Ceea ce avem noi de făcut, ceea ce am plecat eu în căutare, de fapt, ne-am putut aici waypoint, era să... Era să găsesc o nouă zonă unde să ne facem casa, pentru că, evident, zici și tu, Voinea, acolo în savană ne futeau tot și toate. E rip. E super mega rip. Așa că am plecat în căutare ca un... cât lag. Ca un bun băiat ce sunt. După noi pământuri, meleaguri și pule. Faza e că pe unde sunt eu acum e încă savana aparent. Savana plateu. Dar se scapă de savana dacă trec de zona aia. Ca să trec de zona aia... Avem... Elcanie! Elcanie e futut pizda, măti, Elcanie. A rămas cu 1 HP. Sare de pe fucking munți la mine în bază. Mi-am consumat toate. Mi-am consumat tot. Ca să-mi fac un turnuleț. E gay. Pentru că Elcanie comunică cu căcații ăștia de hammerheads. Și vine Elcanie, îmi fute una, mă dă jos de pe munte. După aia vin hammerheads, îmi fut 3. Că 10.000 de hammerheads. Și după aia te violează așa în continuu, până scap. Deci dacă vreți să supraviețuiți în savană, faceți tactica mea cu turnulețul. Că altfel n-ai cum, efectiv n-ai cum. Mănânc zucchini-uri ca să supraviețuiesc. Mă trebuie să folosesc niște lemn ca să am... să-mi fac niște wood planks-uri, știi? Mai multe. Ca să pot să-mi fac drumuleți, pentru că sunt înconjurat. Chiar dacă irosesc lemn, lemnul e pulălău, îl găsim noi, nu? Da. Păi n-am cum să supraviețuiesc dacă nu fac. Vedeți cât radius au căcații ăștia? Cât mă văd? Și cât... Ei, eu am un turnuleț deasupra de tot, da? De-aia mă urmăresc încă, ca țiganii. Și am găsit un răvain mare, aparent. Ok, dețin minte că lângă shelter e un răvain. Deci am găsit o zonă perfectă, băinea. Am găsit un munte cu apă. Cred că e perfect. Încă nu pot să te asigur, pentru că sunt urmărit de pulălaie. Dar... Nu dau seama dacă încolo ar trebui să fie pământ normal sau nu. Ar trebui să fie pământ normal încolo, nu? Nu dau seama dacă mă urmărește hammerhead sau nu. Dacă se aude tum 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 e hammerhead. Sunt doi lângă o chimeră, sunt doi lângă toate chimerele din lume. Sunt doi numai lângă chimere. Da. Dacă mi-aș pula în tine de el, Canide, n-ai picat un gaură asta. Pică, mă! Pică! Așa, mă! Și după mine, poți să-i dai muie, poți să-i dai muie. Da? Poți să-i dai muie, fii atent, dacă, gen dacă sunt tunele, găuri, chestii, poți să îl faci să pice în gaură dacă ești deasupra lui. I-am dat muie. Ce? Lua asta de exemplu, i-am dat muie. Ok, aici ar trebui să nu mai fie, uite, aici e savana doar. Hai să fugim de căcatul ăla, să încercăm să ne dacă outrat n-am. Mă, mamă, ce m-am speriat. M-am conjurat un Elcanie. Mi-ai dat și lag. Mi-ai dat efectiv lag când ai țipat. Am găsit o zonă, șmen. Savana plateu încă. River! Am găsit o zonă de river. Nu știam că există o zonă separată de river, dar e o zonă extrem de frumoasă. Ură, serios, chiar arată super aici. E o crăpătură în munte cu apă și tot. Ce frumoasă e să-mi bapula. Și dacă vedeți lag e din cauza că e prima oară pe server după ceva timp și fuck, aici mai sunt fucking Elcanie. Frate, m-am dat și eu ca omul normal să iau semințe. Nu există. Logică vine Elcanie după mine. Nu există om normal când e vorba de Elcanie. Niciodată! Uite unul acolo, da? Frate, aș vrea să fac level să pot să-l omor, că e ușor de omorât al dracu, dar nu poți, că n-ai level să-l omori, efectiv, e gay. Mi se pare oribilă ideea cu
Level. E așa. A, fac, e unul sub mine, nu? Da, e unul sub mine care încerca să urce. Băga mi-aș pula în măta. Băga mi-aș pula în măta. Va trebui să folosesc tot udul ăsta care l-am. Ca să-mi fac planks-uri, ca să... Cap de pizda lui. Da, dăm pizda lui. Eu cumva mănânc ierburi de pe munți ca să supraviețuiesc, ca să-ți dai seama. Ce dracu să aude? Să-mi bag pula, cred că-mi veste! Ah, fuck, Elcanie. Bă, da, e vreo zonă fără Elcanie. Da, zonele care nu au Elcanie. Bă, bun, mi-aș face casa acolo. Aud ceva că mă urmărește. Fuck! Marș! Fă-tu-s pizda, mătii. Marș acasă! Să-mi bag pula de rămas inucid pentru tine. Bă, da, dacă te uiți pe harta mea, e plin de Elcanie. Știi cum, știi cum mergi ca să scapi de Elcanie? O să-mi tai drumul. Îmi fac un drum și după aia trebuie să-l tai ca să fii sigur că nu te urmărește. Da, exact. Păi, exact, dar eu sunt în mijlocul pro... Efectiv, sunt înconjurat. Mi-aș pula în tine de Elcanie. Conjuring. A trebuit să sară în apa aia. Oare supraviețuiesc? Oare. Urați-mi noroc, copii! Hai să mâncăm zucchini, poate... Zucchini nu rezolvă multe. Ciucangbaru. Nici nu știu ce să zic. Allahu Akbar. Păi nea, fă-ți o rugăciune pentru mine. Păi că mi-aș pula în tine! Mori în pula, bă! Te rog, nu intra în apă, te rog, știu că nu știi să... Te rog, nu știi să să noți, te rog, nu știa să noți. Eh, v-am scăpat, cred, sper. Dar cu ăsta niciodată nu sunt sigur, îmi bag pula în el. Cumva mereu mă urmărește, nu știu cum, dar... A, m-a ajuns eu în savana, ce pula mea. Peste muntele ăsta trebuie să fie. O zonă. Oh, oh, oh. Am venit un weed. Unu. Trebuie să mă urc pe aici și după aia încolo. Frate, dar și încolo e savana. Ce-i aia? Ăla-i drumul meu făcut de mine? Da, bă, ăla-i drumul meu făcut de mine. Cred. Ce dracu' e? Bă, dar zone frumoase nu sunt pe pământul ăsta. De ce e plin de savană peste tot? Bă, dar e vreo zonă fără savană? Ia, are hartă. J. Da, bă, e o zonă cu junglă. Mai încoa. Aici ar trebui să fie plains. Fix, eu mă uit în zona asta, trebuie să fie încolo. Bă, dar am testat, cresc plantele din wheat, tu crește și dacă dacă luminez cu lumânarea. Vezi. Ți-am zis. Bă, da, nu știu de altceva. Și acum, știi, parcă am patul salvat, nu? Trebuie să mă duc să mă țin în cer. Ok. O să începem să construim chestii când o să chiar avem cum. Deocamdată suntem urmăriți de Elcanie și de pulălaie care vor să ne omoare, deci... Mă scuzați. Mă scuzeați! Ok. Deci încolo e drumul meu magic. Spune-mi că e încolo drumul meu magic. Nu. Asta e. Încolo. Rip. Ce mă? Bombeck. Păi nu, că ideea e că am vrut să fac asta. Să-mi bau pula ce m-a speriat. No, it falls over the world! What the fuck, ce dracu fac? Uite, când se laudează ceancuri noi, ai un mini lag, dar nu-i bai, se rezolvă. Nu e enervant. De necât pentru aia care se uită și ceva gen, ai lag aici, ce e asta, dragă? E și de la server, deci puteam să am calculator beton și tot era aceeași chestie. My fault. Hammerhead de căcat. Uite, în zona aia trebuie să fie, mă. În zona aia trebuie să scap de măcerul ăsta. Frate, de ce nu există mâncare în mină? De ce nu poți să mănânci piatră în Samurai Jack cu te? Ah! Oh! 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 Cât cancer la penis am făcut! Știi cum se aude Chimera când te urmărește? Mrr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 
pe tine de chimeră. Râgâie la mine și nu știam ce râgâia.
Se numește tactica Daragiu la Bagiu. Dacă vreți să o luați pentru voi, trebuie să puneți copyright pe ea, vă rog frumos. Tactica de la Bagiu, Daragiu este podișoare, podișoare. De fapt, tactica Voina, practic, am furat-o. Păi, Voina a folosit asta în Abyss. O să vedeți ce e Abyssul când o să ajungem să ne fac o casă. Aici trebuie să fie Plains. Încolo trebuie să fie Plains. Și acolo n-are voie să mai spawneze. Am trollat un creeper, ești nebun la cap. Cred că am găsit o zonă frumoasă de casă, da. Asta am spus de 50 de ani. De vreo 5 episoade spun asta la... Da. Practic, shelter-ul la care am făcut în savan l-am făcut la nevoie, da, ok? Dacă vă uitați la episod, în trecut, o să fiți... O să vedeți că e fix asta. Aaaa, ne urmoară toți! Haideți să intrăm undeva, voi ne uită peștera și am intrat acolo. Deci... Da, cam așa a fost. Vedeți? Așa s-au spreduit negri peste pământ. Au găsit un loc și au stat. Mi-e frică că s-ar mor, deci... Ar fi fost bună o găleată cu apă. Ar fi fost. Eu am. El are. Pentru că i-am dat-o eu. Nu, găleata era din inventory. Am făcut alta. Nu mai minți. De ce mi-e scobii? Savană de căcat pișat. Dar noi unde ne-am făcut atunci acasă în trecut? Ne-am făcut-o peste apă frumos, că acolo nu se spawnau chestii. Asta e cea mai bună idee. Dar... E plin de scheleți și pule pe aici. Dar măcar pe ăștia pot să-i omor. Dar pe hemorhezii ăstea n-am cum să-i omor. A, uite, morți. A, fuck. A, păi dacă nu sunt himere și adesea sunt morți. Dar măcar în morți pot să dau? Da, mă, aș pot să dau, ești nebun? Poate face în level-ul cu morțile. În morți pot să dau. Băi, eu zic să nu te bați cu ele, că dau insta. Nu dau insta, dar pot să dau în ele. Cât abugul am aici să-mi bag pula. Cât abugul. Era să și mor din cauza lui. Așa, acum suntem pe cont propriu să murim. Felicitări. Hai să încercăm să nu. Voi ne-am mai spus în comentarii. Că pentru modul din astea, mod normal, se dă să-ți păstrezi inventoriu, dar i-am zis că e pentru plebi. Numai plebi fac asta. Frate, avem schelet, nu ne mai trebuie. Ne rămân scheleții, numai el ca e nicior de se pierd. Nu, ideea e că zicea să nu-ți mai pierzi inventoriu când mor, știi? Bă, e de pleb. Asta am zis și eu că e de pleb, care mai e struggle-ul? E. Că așa poți să-i sinucizi când vrei și... Da. Adică, pe bune, nu vă sinucide, pentru că nu e ok. Cred că am găsit un fel de casă. Ca să vă explicăm ce se întâmplă în momentul ăsta, eu m-am dus în căutare. Voinea încerca să supraviețuiască acasă până găsesc eu locul în care putem supraviețui amândoi. Practic el e mămica, eu sunt tătic. Cu toate că Voinea are țățele mai mari ca mămica. What the fuck, Insta? Sunt dotat. O, am găsit de la care spawnează zombie de aia răi negri. Știi, căcat de la negru? Da, da, da. Alea care folosește zombie de aia. Cum aveam un village ăla tot din savană. Bă, dar numai în savana se întâmplă căcaturi. Ne. Nu neapărat. Ideea e că... Cred că am găsit un fel de casă temporară. Temporară între ghilimele. Ia să punem torțe pe aici. Cred că am găsit o casă bună. Gen e la interval de toate biomurile posibile. Nu știu cum să explic. Gen... Pot să iau în față și e savana, pot să iau în stânga și e... Plain și căcaturi, pot să iau în alte direcții și sunt alte chestii. Se uite ceva nașpa. Încolo e deșert, încolo e ce? Se uite ceva nașpa, voi ne-a plis. Să-mi ba, apă, nu se uite ceva. Yes. Dacă ar face yes, ar fi frumos. Am să numesc locul ăsta pe harta. Zici că rage un coi. Rage coiul la mine! Pește ră 1. Am uitat pește ră 1. Ar trebui să pot acolo jos să văd ce e, da. Ok, m-am dus pe pulă. Ce e acolo? Aaa, e... Două pulsa. Voinea, am găsit unde să ne facem casă, gata. Perfect. Cred. Cred. Dar am nevoie de niște copaci. Pentru că da. Ideea, unde dracu sunt spawnate sau în bacul ăla?
Băga, mi-aș pula în zomba la umăti. Te aud, fudut spizda, măti, te aud. L-aud că face așa ca un Enrique Iglesias. Fudut pula mea. Zomba, m-a speriat, ai spus ceva ce m-am încăcat pe mine. Bă, mi-era mere. Muream de foame, persi. Nu chiar aveam. Păi da, eu chiar mor de foame, adică am o... Am mâncat o pâine. Păi ți-am... Frate, ți-am făcut o fermă de pâine. Păi și mie o pâine, că mor de foame. Ți-am făcut o fermă de pâine, pătă-ți pula mea. Eu... Da, mă, da, știu și am înmulțit-o și am făcut-o la bus și am avut grijă să fac copii, dar... Mamă, cât a zombiu să-mi bat pula, cât HP are. E un Bloodbane de ăla care scuipă, cred, sau e un căcat care face explozii. Nu știu să aude, fac, mi-e frică, pâine, please. Sau chestii, n-aș fac. Ce mie scot sunete de la urâte? Ne sunete, poate. Mamă, ce m-am căcat. Nu, cum s-a auzit să-mi bă. Nici nu știi. Nici nu știi. Nu țipătul tău, am auzit altceva. Păi, nici eu nu știu ce am auzit, că de-am țipat. Poate eu mor pe ăștia, poate. Sper. Aud un cal pe lângă zombii ăștia. Sunt zombii cu 50 HP, futu-i în pula mea. Îi fac 1v3, mă, motherfucker. 1v3, mi biș! Hai, mă, vină la mine, futu-ți pula mea, te-ai blocat, ai? Glumeam, bă, glumeam, ho, ho! Glumeam. Iar dă foamea mine. Dă foamea în tine. A, voi ne vedeți că o să dea foamea mea mereu, adică, efectiv, voi ne omul cu foamea. Zici că e un achievement pentru voi ne. Omul cu foamea, doamnelor și domnilor. Au. Bă, dar nu crește ăsta. Ah, charger de apă. Ah, am intrat în inventory. Ah! Uina, help. Te rog, spune că nu e nimic aici, te rog, spune. Oh my god, mi-a dat un banner. Am 1 HP. 1 HP, Voina, nu pot. Trebuie să stau. Te rog, nu mă omoră nimica, te rog, nu mă omoră nimica, te rog, nu mă omoră nimica. Am 1 HP, te rog eu, doamne. 1 HP, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te roagă Duhul. Am un schelete și un zombie, dar nu știu unde sunt. Au cineva că sare ca disperatul, dar nici eu n-au, nu știu cine. Îmi bag eu pula mea de treabă. Băga mea și pula mea de treabă. Ce dracu arunc? Aruncă pulă, arunc pulă, hai. Nu, altă pulă, asta. Da. Refă-te HP, haide. Știu că poți. A plecat în canie? Dracu știe. Asta, trebuie să mă lung pe apa aia să fac o platformă repede. Dacă știi unde mai e. Unde ești apă? Am o prea vagă impresie că sunt fix sub mine. Aha, sunt peste. Am o prea vagă impresie că sunt fix sub mine. Prea vagă această impresie, domnule! Îți spun eu! Dacă știi unde pula mea e... Mapă. Fuck, nu aici. Îmi bat pula în ea de mapă, useless. Fix în holot. Și Daragiu a supraviețuit încă o dată. Apărând dacă dai într-un zombie de la cu ochi roșii vin 10.000, deci... Spun să nu dai, mai bine să nu dai. O, am mort. Dracu știu unde trebuie să merg. Vreau să mor pe muntele ăsta ca să-mi dau și o seama unde trebuie să merg. Știți care-i faza în savană? Decât să țineți o sabie useless în mână, mai bine țineți niște stacuri de ceva. Vorbesc serios. Pentru că... Oh, fuck! Pot să-l omor pe ăsta? Pare pot. Spune că pot. Pot, bă! Pot să mor de ăștia. Pot să mor diceri. Mai știi dicerul? Dicerul. Dar diceri nu am luat cu boss. Pot să orice care spune în altea. Ah, e ok. Diceri pot să mori. Păi ați văzut live cum să mor un dicer. Acum hai să ne facem căsuța acolo. Sper să ajung până acolo. Acolo e un fucking... E plin de charger de apă pe aici, băgă-mi aș pune. Ai spus că nu se pot spana pe slab-uri? Da, așa ziceau. V-am făcut rod de string-uri. A
Cred că e un pincher. Cred că e un pincher în apă. Dar nu-mi dau seama. Eu zic să nu testezi. Dar pincherul ești man. Ce-i cu pincherul? Pincherul e de treabă, n-ai văzut că te omoară mereu când încerci să mergi acasă? Pincherul știe ce... Pincherul știe ce vrea, da? Pincherul e băiat de treabă. E o plantă crescută 0% în pula mea și stare 86%. Te vrei să-ți dau și eu una 100%? Se numește pulă. E super mega... Te prinsă. Ce direcție ar fi pula mea? Acolo ar trebui să fie pula mea, nu? Da. Ok. Păi aparent aici îmi voi face casa. Voi n-a cred că am găsit loc de casă. Vezi, poți să te apropii de bucile mele preasfinte. Bă, dracu și face backpack. De ce? Ce trebuie să faci pentru de backpack-ul ăla? Pe ce avem acasă? E important ceva? Fuck. Aaaa! Trage și oare pe mine, să-mi bag pula. Aaa, că cam așa în pizda mătii de globlin, de nu vin eu și-ți fac 1v1-uri. 1v1 me, bitch! Eee, și ție. Eee, și ție. O, l-am omorât. Mi-era pulă. Mi-era pulă. Iară, mă. Nu știu ce să arunc, nu știu ce să arunc. Dirt. A, mi-a dat rune de alea de pișat. Nu? Wind rune-uri. Wind rune-uri. Știi ce e mai useless decât o rună? Wind rune. Practic, ce face Wind Rune-ul, îți dă laba la copii pe gratis. Faza e că laba la copii poți să o dai și tu pe gratis, fără să te coste nimic. Și, știi? Hai voi, dacă știi, știu cum e cu child care-ul ăla. Ai worth it. Nu, da, știi, e frumos să dai laba la copii, adică... Frate, faci o faptă bună, fără să faci nimic. Pe tine nu te doare mâna, pe el nu doare pula. Și nu vă lauzi după mine când spun chestii, că după ce spun chestii stupide. Uite, aici e un exemplu. Și asta e casa mea. Vă place? E inovativă. Inovativ zici la orice care așa, știi, arată urât, dar trebuie să faci zici că e casa ta și nu poți să fie urât. E superbă să-mi bag pula. Are... Eu... Și dacă ai vedea o... Să nu-i spuneți că e oribilă, mă rog eu. Dacă ai vedea o să ieși frumoasă, e... Aș fute dacă aș putea. Știți care e faza? Trebuie să mă rog să tai platforma. Să fiu sigur că nu vine și un dicer după mine. Am că diceri pacifiști. Da, pacifici. Dicerul e cel mai pacifist. Să-mi bă pula. Dacă te prinde pula goală, ți-o trage de nu știu de tine. Sau de? Ce s-aude? Să dea dragi dacă ai cobit cu dicerul tău de căcat. Dicer, please, no. Nu-l văd, așa că nu am cum să-mi dau seama dacă e. 4 elcani, 2 chimere lângă casă, dacă nu făceai tu căcatul ăsta. Ce? Poți să pui și tu. Și niște lumânări. Lumânări. A, acolo căcatul ăla de grădină care am făcut-o? Da. O să pui și tu lumânări. Dar nu în grădină, lângă, știi? Lângă grădină? Da, și pică în apă, toți cânti și pe sode. Ok. Păi primul meu scop în viața mea este să spawnez cu torțe în jurul casei ca să nu se spawneze pe aici chestia. Dacă n-ar fi și lag uneori, dar e ok, e ok. Adică merg prin zone noi. Serverul încearcă să-și dea seama pe unde sunt. Și de-aia se întâmplă chestia asta. Hai să mai futem niște oi. Easy style, știi? E frumos să fuți oile când trebuie. What the fuck, câtă lagul. Așa. Oi. Mereu când cresc un bloc altitudine, cea gen... Nope. Nope. Ok. Acolo sunt niște gay. Știți care-i faza? Mi-a schimbat așa platforma, mi-aș pune pe aici adău, dar nu știu ce să zic. Ce level am la Hunter? Hunter level-ul meu. Hunter level-ul meu că e 1.
Cum pula mea că am omorât ăștia? Nu înțeleg, ce trebuie să fac ca să... Să mor hunter mobs, eu am unul și un piculeț. Cum i-ai omorât? Cât ai? Tu ai unul vix, zero? Da, și-am omorât căcăți ăștia. Cum i-ai omorât tu? Am omorât de-aia care au hunter markuri. Păi cum dacă n-ai level? Păi unii nu, unii sunt special făcuți, nu mai știu care. Băgămești de cerul în tine. Hai picea, hai să ne facem bazuca. Bazuca. Păi, în primul rând să fletănim pe aici tot. Fuck. This was a mistake. Am făcut iron acasă, e bine. Ok. Asta va fi zona mea, șef. Zona mea. Ok. Și nimica nu stă pe ea. Ok, facem pe aici chestia asta. Eu voi săpa chestia asta. Hai să vedem cât am filmat. Am filmat destul. Eu am să practic toată insula asta. Am să iau dirt-ul și pietrele și tot ce mai găsesc ca să-mi fac baza. Și ne vedem episodul următor cu, sper eu, ceva mai complet. Așa că Alpaca King Out, unde să lăsați un like și un subscribe ca să vă abonați canalul lui Magic. Voi ne spune ceva inteligent ca de obicei. Veveriță. Și ne vedem data viitoare. Boară căluț! Du-te căluț! Ha ha!